hotărârea asta. Poliția. Are voie? No. De exemplu, un judecător îl obligă pe Cornel să dea 1500 de lei. Dacă și Cornel e supărat, vine și îl bate pe judecător. Are voie să o facă? Ai dreptate, ai dreptate, atenție mare. Imediat ajunge la problema ta. Mai întâi să rămânem la Cornel care bate un judecător. Are voie să bată Cornel pe judecător? Nu mai terminăm astăzi. Sau pe polițist? Sau pe procuror? Atenție mare, dacă te prindem că ai lovit un judecător sau un polițist sau un procuror sau un jandar, te trimitem la răcoare. Pentru că fapta se numește, atenție, ultraj. Este foarte gravă fapta asta. Niciun funcționar al statului nu poate fi bătut că noi suntem nemulțumiți de cum își îndeplinește obligațiile. Avem voie să mergem cu nașul, cu trenul, în loc să plătim bilet la casă, să-i dăm la nașul 5 lei ca să mergem până la roșu? Trenul a trecut. Poți să treci aici. Mulțumesc pentru participare. Lasă. Du-te cu bicicleta și te plimbă la Andrei Crisatu, da? Da. Deci, avem voie să mergem, să plătim 5 lei la nașul, adică conductorul de tren, ca să ne duc undeva trenul, fără ca nu știu să plătim bilet? Sau. Nu. Cum se cheamă fapta aia? Că ne dau bani la nașul să facă ceva. Dar că se închide ochii, că mită se cheamă. Avem voie să dăm la medic bani ca să ne opereze mai repede sau să ne opereze bine? Avem voie? Nu. Nu avem voie, pentru că medicul primește bani de la patronul lui sau de la șeful lui. Bine? Avem voie să dăm bani la poliție când am depășit cu viteza limita legală. Să închid ochii și să ne dea avem voie să dăm la poliție bani ca să fie de ochii, nu de mai tare amendă.